fără de fiul pierzării, cum spune Scriptura. Scriptura spune că a trebuit să existe un vânzător, dar nu și pedepsit. Iuda, luându-și viața, n-a mai lăsat pe Dumnezeu să intervină în mântuirea lui. Pentru că chiar vândut Hristos și bătut în cuie, Iuda, viu fiind pe pământ, Dumnezeu ar fi făcut cum i-a întins și lui Petru. Să nu credeți că i-a fost ușor lui Petru. Închipuieți că tu-ți prinzi cu mătru sau cu natul sau fratele sau sora în geanta ta cu bani și spune, bă, nu furam, îi număram. Dar tu nu-i găsești acolo. Ăla dispare. Mai dă vreodată ochi cu tine? Sau în momentul în care tu te întâlnești cu el, să-i mai pui și întrebarea, mă iubești tu pe mine? De-aia mă furai, mă iubești? Ei, într-așa postură jenantă l-a pus Dumnezeu pe Petru. După ce a spus, blestemat să fiu, el știu pe omul ăsta. Nu-l cunosc, domnule, n-am auzit de el. Și a vindecat-o pe soacră să nu dea bani pe leacuri și pastile. Nu mai avea friguri, i-a trecut frisoarele, avea Parkinson. Și s-a spus, s-a sculat și slujea lui. Adică lui Iisus. Și Petru vedea lucrul ăsta. Și spre marea mirare, Iisus l-a privit când el se lepăda. Și atunci a auzit cocoșul cântând și l-a luat pocăința și căința. S-a mântuit, dar a trecut printr-o testare inexplicabilă. Nimeni din noi n-ar putea explica ce a simțit Petru în inima lui când la Marea Tiberiadei Hristos l-a întrebat, Petre, mă iubești tu pe mine? Adică tu te blestem că nu mă cunoști și eu te întreb dacă mă iubești. Și abia când Petru și-a venit în fire, pentru că nici nu mai știa ce să răspundă de rușine, atunci i-a spus lui Dumnezeu ceea ce trebuia să audă Dumnezeu. Doamne, eu știu că Tu le știi pe toate. Poți să plângi tăcând, poți să râzi tăcând, să vorbești tăcând, să povestești tăcând, să te căiești tăcând, să te pocăiești tăcând, să te îndrepți tăcând, nu trebuie să vorbești. Spune, taci tu și vor vorbi faptele tale. Și atunci Petru îi spune lui Dumnezeu, Tu le știi pe toate, Tu știi cât eu te iubesc. Ei, ca să ajungi tu să înțelegi ce înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu, în primul rând trebuie să-L simți. Dacă vii ca bulgărele în biserică, rece intri, rece ieși, mai bei cafea la tonomac, mai stai pe o bancă, mai respiri, mai glumești, mai te uiți la ceas, mai te grăbești, mai verifici alarma la mașină, te mai uiți după copil, ești ortodox. Dar nu ești fierbinte. Spune Scriptura mai departe, într-un verset al Apocalipsei, pentru că n-ai fost nici rece și nici fierbinte, ci doar căldicel, te voi scuipa din gura mea. Adică nu poți să fii și o țâră ortodox și o leacă borfaș. Nu poți fi și o leacă golan și o leacă credincios. Nu poți fi și o leacă vagabond și o leacă rugător. O leacă curvar și o leacă familist. Nu există așa ceva. Deci ori arzi pentru Dumnezeu, ori nu crezi deloc. Pentru că așa spune. După faptele lor îi veți cunoaște, ca pomul după roade. Omul bun scoate cele bune din visteria inimii sale. Și omul rău pe cele rele. Păi când vezi că un om e serios și gospodar, îți mai trebuie întrebări ca să vezi ce fel de om e? Nu. Când vezi că unul e golan și face toate rele, mai ai nevoie de întrebări să-l vezi cine-i? Noi folosim termenul nu judeca. Adevărat este. Nu judeca cu glas tare și nu da sentință înaintea lui Dumnezeu. Dar analizează ce ai în jurul tău. Că de aceea ți s-a dat Duhul discernerii. Ca tu să știi să faci deosebirea între omul viclean și păcătos și între omul smerit și păcătos. Fiindcă a cădea omenește, asta în păcat îi drăcește. A te ridica îi dumnezeiește. Și de aceea Iisus Hristos spune, pe niciunul din ei nu i-am pierdut, eu pe toți i-am păzit. Sigur că i-a păzit, că de aceea Dumnezeu a trecut
prin tot poporul Vechiului Testament și ați văzut nații nu cont. Și samarinean, și iudeu, și hananiancă, și sluga sutașului, și fica lui Iair, tot a vindecat și fiul văduvei din Ain. N-a ținut cont de religie, a ținut cont de suflet și de chipul uman, de asemănarea cu Dumnezeu. De aia a ținut cont de chipul lui Dumnezeu din om. Și spune mai departe, iar acum vin la tine și acestea le grăiesc în lume ca să fie de plină bucuria mea în ei. Adică oamenii să știe ce bucurie așteaptă. Eu mă duc la Tatăl să vă gătesc vouă locaș care i-a pregătit vouă mai înainte de întemeierea lumii. Le-a poftim. Și așa este, că doar Dumnezeu întâi a făcut raiul și pe aia a făcut omul. Deci nu mai este explicabil în termeni teologici să mai vorbim inutil. Numai că știm că spune și acest lucru. În casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Vorba măritului Mitropolit Antonie Plămădeală, o somitate a bisericii și un om de mare cultură teologică, care întotdeauna când oamenii veneau cu intervenții din acestea peste măsura Scripturii, spunea doar atât. De aici încolo faceți-mă Dumnezeu să vă pot explica. Atât îmi spune Scriptura, atât vă spun și eu vouă. În casa Tatălui meu multe locașuri sunt, nu știu cum ar fi, să mergem acolo și să vedem. Toma a spus, să mergem să murim împreună cu el. Toți îl numeau fricos, dar el era foarte curajos. Și-a dorit să pătimească cu Hristos. Ăștia stăteau încuiați de frică ideilor, el îmbla prin Ierusalim și culegea informații să vadă ce se mai întâmplă, n-a stat ascuns. Întâmplarea a făcut să nu fie de față. A fost abia după 8 zile. Eu le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că nu sunt din lume, precum nici eu nu sunt din lume. Și cu asta se încheie Evanghelia. Deci pe Iisus l-au omorât oamenii pentru că nu gândea ale lumii și dacă ar veni și astăzi, după legile și credința noastră modernă, vă asigur eu că ar fi primul răstignit pe o cruce și mai mare decât cea de acum 2000 de ani, pentru că omul nu suportă să-i arăți păcatul, nu suportă să-l îndrepți, nu suportă să-i arăți adevărata față, nu suportă să-i arăți lăuntrul lui, nu suportă să-i arăți defectele, nu suportă să-i arăți neputințele. Omul se crede a fi perfect în ochii lui și adevărul este că Petre Țuțea, marele filozof, a spus toate adevărurile la un loc, niciun adevăr, pentru că există un singur adevăr și ăla e Hristos. Deci eu am dreptate, tu ai 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 dreptate. Toată lumea are dreptate, dar există o singură dreptate, doar dreptatea divină. Dreptățile noastre, toate la un loc, ar trebui să fie mici scântei din dreptatea divină. Dar Scripturile ne arată toată dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu, o cârpă lepădată. Deci atâta timp cât nu cunoaștem viața veșnică, și pe adevăratul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos care l-ai trimis în lume, încă o dată facem apel și ne rugăm împreună cu dumneavoastră să trecem la catiheză și la adevărata cunoașterea lui Dumnezeu, să nu așteptăm Apocalipsa cu tema nefăcută, că vom fi corigenți și nu ne vom bucura nici de prezența Apocalipsei, nici de vederea lui Hristos, nici de slava împărăției Lui. Amin. Amin.